De ieșit, dar dacă n-ajungi în locul ăsta unde s-a pierdut Duță, ajungi probabil în locul unde ai nevoie de informații vitale pentru supraviețuire și, mai ales că vine căldura, să te păzești de soare. Neața Șerbane, neața Copii, neața Teddy, neața Antonia, bine ați venit pe la noi! Bine v-am găsit! Ce vânt vă aduce pe la noi? Ne aduce vântul de vară. Vântul de vară? Vântul de vară, da, ne pregătim de vacanță, de plecat la mare, nu? Soare puternic? Soare puternic și o să vorbim astăzi foarte pe scurt despre insolație. Ui, ui, ui. Facem insolație și la munte sau doar la mare? Ia răspundeți. În ambele locuri. În ambele locuri, nu? Dar de ce facem insolație? Peste tot e soare. Peste tot. Și ce... Cum adică? De ce faci insolația asta? Nu ai capul? Nu te protejezi, n-ai da, capul acoperit. Da, ai capul acoperit. Deci trebuie să stăm cu ce? Cu o bandană pe cap, cu o șapcă, cu... O pălărie, cu fisticie. O pălărie. Trebuie să ne acoperim capul ca soarele să nu ne bată prea tare și să avem stări de leșin și alte chestii care am pățit-o în Filipine. Ai pățit-o în Filipine cu insolație? Până mi-am udat o bandană și am umblat cu ea pe cap. Ai văzut? Da. Asta era secretul. Și vrem să vorbim și despre plajă da? Și ideea de a respecta semnalele salvamarilor. Hai să începem cu insolația. Hai să începem cu insolația. Mergem insolația? Pe munte, mergem oriunde, trebuie da. Să ne păzim capul. Trebuie să ne păzim capul, să avem capul acoperit cu ceva, așa cum ai spus și tu, că e vorba de o bandană, de o șapcă. Orice ar fi, nu trebuie să stăm cu capul descoperit, mai ales între intervalul orar 11-16, pentru că atunci se pot întâmpla lucrurile astea. Insolația poate provoca stări de vomă, halucinații, poți să ajungi la spital și într-un final, dacă nu se întâmplă nimic și nimic, moartea. Și dacă ești pe un traseu singur, e nasol rău. Ceea ce oricum e greșit să fii pe un traseu singur. Niciodată nu e bine să pleci nicăieri singur. Pleci la drum cu un prieten. Cu un prieten și trebuie să anunți familia unde te duci, cât durează traseul și când te întorci. În caz de ceva, cei de acasă să anunțe autoritățile să te poată chema. Ce facem atunci când avem insolație? Să vedem, de exemplu, o persoană care se simte rău, copii. Ce facem? O ducem la un loc cu umbră. Primul lucru, o ducem la un loc răcoros. Adică și scoatem din afara razelor. Așa, după aceea? Îi punem ceva ce pe cap, pe abdomen, pe gât. Da. După aceea? Îi dăm să bea? Hidratăm. Da. Îi dăm să bea ceva ce? Apă, nu? Vodcă apă. Sau... Bere, cred că merge. Apă, sucuri, ceai. Bun. Da, și în cazul în care se simte foarte rău, atunci intervenim și facem manevre de resuscitare și, bineînțeles, sunăm la 112. Important, un aspect foarte important e că atunci după ce am dus persoana într-un loc răcoros, să îndepărtăm hainele. Da. Deja sunt cinse. Folosim la axilă, îi punem apă rece sau poate chiar gheață, dar foarte important, nu este bine să scufundăm persoana total în apă rece. Ok. Da, deci nu... este interzis pentru că poate face șoc. Cealaltă. Poate face șoc și lucrul ăsta nu este bun deloc. Și cel mai important aspect, hidratați-vă. Dacă sunteți pe plajă, sunteți pe munte, hidratați-vă. Mâncați fructe, beți apă, sucuri. În afară de alcool, alcoolul culmea că deshidratează și mai mult. Ajungem la plajă, avem umbrele deasupra capului. Avem umbrele deasupra capului. Ar trebui? Asta ar trebui, deși eu în copilărie nu mergeam niciodată cu umbrelă. Ieși de acolo. Eu sunt și pomarul mării din Constanța, dar ideea era că găseam un loc umbros oricând. Nu poți să stai chiar 8 ore în soare. Nu poți să, deși noi încercam, așa, și mergeam la diguri să ne distrăm pe acolo, pentru că e o întreagă, știi care e faza? Mergem la plajă, stăm la peșezlong, dar uităm de diguri. Digurile în jurul lor au o întreagă faună. Asta le recomandăm și micilor exploratori peste 8 ani, să le ia pe tati de mână și să meargă așa prin apă pe lângă diguri și să vadă acolo că poți găsi ace de mare, arici de mare, guvizi, garizi, o întreagă faună, crabi. Pe care, la care să te uiți, să-i studiezi cu niște ochelari de snorkeling foarte simplu. I-ai văzut? Sau... Te-ai uitat la ei? Ochelari de snorkeling? I-ai văzut, nu? Da. Hai să le zicem oamenilor că mai avem un minut să zicem ce steaguri trebuie să recunoaștem la plajă. Ia să vedem. Steagul acela, în două culori, ce înseamnă? Steagul roșu cu galben. Roșu cu galben, l-avem înseamnă... și noi în spate. Da, înseamnă că salvamarul este prezent. Ok. Și că apa este perfectă pentru a face baie. Da, pentru că e salvamarul prezent, nu mergem ca nebuni încolo și ne aruncăm cu capul înainte, nu? Nu, înseamnă că marea e liniștită. Marea e liniștită. Bine. Bun. Asta nu înseamnă că noi nu putem sta liniștiți. Dar... Corect. Ah, ce steaguri mai avem? Mai avem steaguri galben simplu. Mai e varianta în care ajungem pe plajă și vedem cele două fanioane sau steaguri ridicate. Asta înseamnă în același timp. Da. Da, în același timp, da. Înseamnă că
Salvamor este prezent, dar este recomandat doar persoanelor experimentate. Să intre în apă. Ok. Și mai experimentat nu înseamnă să dai de două ori din mâini. Sau dacă ai notat, ai învățat să nu dai la piscină. La mare lucrurile sunt mai deosebite, există curenți și te poți surprinde într-un mod neplăcut. Chiar și pe profesioniști. Chiar și pe profesioniști. Și mai avem steagul roșu. Mai avem varianta 3 în care avem steagul. Ce înseamnă, Teddy? Steagul roșu înseamnă că salvamorul este prezent, da, dar este interzis să intre în apă. Deci nu avem voie, chiar dacă e roșu. Și salvamar pe muscat, n-avem voie să intrăm în apă când e roșu, da? Luați o sticlă cu apă, turnați-vă în cap, numai nu intrați, pentru că deși ai impresia că intri, intru doar jumătate de metru, fură. Curenții sunt foarte puternici și un aspect extraordinar de important, acum s-au modificat plajele, s-au modificat litoralul. Da. Am înțeles că s-au lățit foarte plajele. Lung. Foarte lung, dar am înțeles că e foarte bruscă. Normal, pentru că s-a mâncat din Da, apă. Și pici undeva la 3 metri, 6 metri apa. Uhu. Grijă mare, dragi părinți. Când intrăm în apă, copii, ce steag trebuie să fie? Cele două steaguri, în care salvamarul prezent, salvamar și, prezent și galben. Cu copii e mai delicat, trebuie doar să fie acesta cu steagul galben, eu n-aș recomanda copiilor să intre în apă, decât foarte atent supravegheați, dar... Aveți grijă, începe sezonul, lumea pleacă la mare și nu vrem să se întâmple vreo nenorocie, da, să auzim anunțuri pe plajă, s-a pierdut, s-a... Și noi plecăm în tabără de pe 11 august, unde vă așteptăm cu drag, intrați pe www.ligaexploratorilor.ro, dacă vreți să veniți cu noi, am mai suplimentat niște locuri, vă așteptăm cu drag. Ați auzit unde puteți să intrați, mulțumim Șerban, mulțumim, Antonia, mulțumim Teddy, ne vedem în toamnă, pentru că la noi aici s-a terminat distracția. Vacanță plăcută!